Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba română. Astăzi vom vorbi despre rolul dialogului în textul dramatic. Prietenele noastre, bufnițele inteligente și studioase, abia așteaptă să pătrundă tainele acestei lecții. Iată că ele poartă un dialog, adică între ele are loc un schimb de replici. În această lecție vom învăța despre rolul dialogului în textul dramatic. Abia aștept! Trebuie să facem diferența între dialog, care presupune cel puțin doi interlocutori, între care are loc un schimb de replici, și monolog, care presupune vorbirea unei persoane sau a unui personaj în fața unui auditoriu de la care nu așteaptă răspuns. Așa cum se întâmplă în cazul profesorului Bufniță, el vorbind în fața elevilor săi, care nu îi răspund. În textul dramatic, dialogul este modalitatea predominantă de comunicare, modul de expunere specific. Replicile schimbate de personajele întrupate de actori sunt auzite de spectatori. Aceștia ascultă un dialog care, în aparență, nu le este adresat. Care este rolul dialogului în textul dramatic? Să analizăm niște schimburi de replici din textul Titanic Vals, scris de Tudor Mușatescu. Să citim mai întâi fragmentul următor. Spirache, bună seara! E mulțumit și jenat totuși că are pălărie nouă. Gena, dar ce văd? Ți-ai luat pălărie nouă? S-o pur sănătos! Spirache, îți place? Eu prezintă. Gena, e foarte frumoasă. Cât ai dat pe ea? Spirache, mult, mult și m-am păcălit. Gena, cum te-ai păcălit? Spirache. Cum mă păcălesc eu totdeauna? M-am dus la Măgeanu, de unde cumpăr eu de 20 de ani. Mă cunoaște că am luat 5 pălării în intervalul ăsta de la el. Mi-am făcut socoteala, prin urmare, că o să mă servească bine. Eh? Cât crezi că mi-a luat pe ea? Așteaptă un răspuns care nu vine. 400 de lei. Observând cuvintele cheie scrise cu roșu, constatăm că dialogul din acest fragment ajută la conturarea evenimentelor din cadrul acțiunii dramatice. Ce află cititorul sau spectatorul citind sau auzind această succesiune de replici dintre personajele Spirache și Gena? Ei află că Spirache și-a cumpărat o pălărie nouă de la Măgeanu, pe care a dat o sumă mare de bani, 400 de lei. Să citim și alt fragment de text. Spirache, bună seara! Miza, bună seara, tată! Iese, Spirache. Dar ce are? Iar are amețeli. O văd schimbată la față. Gena, nu, e numai obosită. De data aceasta, observăm că dialogul ajută la conturarea timpului desfășurării acțiunii dramatice. Tot despre timpul, dar și despre spațiul acțiunii dramatice, aflăm din fragmentul următor. Gena, cine e? Se duce de deschide. A, domnul Dinu, se emoționează. Dinu, sărut mâna, vă deranjez? Gena, deloc, poftiți, domnule Dinu. Un gest de cochetărie modestă își scoate șorțul și-l ascunde repede sub sânul canapelei. Dinu, stingherit, nu poate ascunde că tot ce spune o minciună și că adevăratul scop al vizitei sale e miza. Am venit să spui numai două vorbe lui Traian și plec. Gena, Traian a plecat în oraș. Dinu, de mult? Poate pot ajunge. Gena, imposibil, a plecat de un ceas. Ce află cititorul sau spectatorul citind sau auzind aceste schimburi de replici? Află că faptele se petrec în această secvență seara. Traian a plecat în oraș de o oră. În fragmentul următor are loc o discuție savuroasă între personajele Gena, Dacia, Spirache, Miza și Chiriachița. Să-l citim. Gena, deschizând cutia de tablă, fostă sușard cacao în care ține cafea. Mamă, nu mai e cafea decât pentru două cești. Dacia. Spirache, tu bei cafea? Fără să aștepte răspunsul. Să nu-ți facă rău la inimă. Spirache, în jurnal. Dacă faceți, beau. Miza. Beau și eu una, mamă. Dacia. Chiriachiței. Mamă, mai bei și dumneata una? Ai băut 5 azi. Chiriachiță. Cum să nu beau, mai e vorbă? Beau și 15, că sunt supărată. Dacia.
Gena, fă atunci una pentru mama și cealaltă pentru ei. Arată pe Miza și Traian. Gena, a zis tata că vrea să bea și dumnealui. Chiriachița, dumnealui să rabde. Cine vrea să bea cafea să cumpere. Asta e din litra cumpărat alaltă ieri din pensia mea. Spirache, strâns în el și în jurnal. Nu e nimic, mamă soacră, eu nu țin să beau cafea. Ia-o dumneata pe toată. Chiriachița, care nu așteaptă decât momentul să se certe cu ginerele. Dar ce, sunt spartă să beau o găleată de cafea? Te rog să nu mă iei pe mine peste picior, că pe urmă știi, privindu-l să-l despice, sunt cam nărăvașă. Observăm că în acest fragment, dialogul ajută la caracterizarea în mod indirect prin limbaj a personajelor. Ce trăsături ale personajelor descoperă cititorul sau spectatorul citind sau auzind acest schimb de replici? Este ușor să ne dăm seama că Spirache este un om calm, respectuos, împăciuitor. De asemenea, observăm că personajul Chiriachița este certăreț, nărăvaș, zgârcit, răutăcios, iar Gena este o fată bună la suflet, harnică și iubitoare. Acum am o provocare pentru voi. Analizați fragmentul selectat din textul dramatic Răzbunarea sufleurului, scris de Victor Ion Popa, și identificați două roluri ale dialogului în acest text. Să citim textul. Nenea Costică. Ei, ce-i facem, fetițo? Pauză. Îi mai zicem o dată? Ei, nu se poate să ne dăm bătuți. Ori, ori. Acum ori niciodată. Am făcut eu și actori mai mari decât tine. Așa, fetițo, ascultă ce spun eu. Pauză. E, hai, ia-ți inima în dinți și mai dă-i drum odată. Fetița apare din dosul unui arlechin, târându-și picioarele de oboseală și năduf. Of, Nea Costică, zău că n-are niciun rost. Nenea Costică. De ce, fetițo? Fetița. Cum crezi că am să ajung eu să joc rolul Coanei Mica și încă la premieră? Nenea Costică. Cred, de ce să nu cred? Nu da din cap, că știe bătrânul ce spune. Supăra deodată. Mă rog, sunt eu ori nu sunt suflior în teatrul ăsta de 30 de ani? Fetița, ce are a face una cu alta? Nenea Costică, păi cum să ții dacă nu ți-am spus? Spuneam eu de un actor că o să aibă succese și n-a avut, ori că o să cadă și n-a căzut? Fetița, nu știu, Nea Costică. Nenea Costică, păi cum să știi dacă n-am spus? Și ți-am făgăduit eu ție vreodată ceva și nu m-am ținut de vorbă? Hai! Puneți pe pauză prezentarea până când veți rezolva în caiete sarcina de lucru. Bravo! Ați lucrat bine! Iată rezolvare! În acest fragment de text dramatic, dialogul ajută la conturarea evenimentelor din cadrul acțiunii dramatice. Astfel, Nea Costică, suflior la teatru, o ajută pe fetiță să repete pentru un rol important rolul Coanei Mica la premieră. Fetița însă vrea să se dea bătută pentru că e obosită și nu e destul de motivată. De asemenea, dialogul ajută la caracterizarea în mod indirect a personajelor. Din schimbul de replici, aflând că Nenea Costică este un om hotărât, perseverent, de cuvânt și bun cunoscător al meseriei de actor, iar fetița, deși este talentată ca actor, este lipsită de încredere în forțele proprii. Ați ajuns la finalul acestei lecții. Nu uitați, dialogul ascunde lucruri pe care noi, cititorii unui text dramatic sau spectatorii unei piese de teatru, trebuie să le descifrăm pentru a înțelege complet și nuanțat un text scris cu scopul de a fi jucat pe scenă. Până data viitoare, la revedere!